Ia uitați-l pe motan. Sunt 0 grade afară. El s-a dus să stea acolo la căldură. Băi, motane. Și de-abia e iarna la început. Asta la întâlnit. Dă cu târcoale pe aici. Fomiță. E pe treaba lui. Țin să vă anunț cu drag că zidul de pe spate l-am terminat într-un final. Și urmează să decofrez. Da, mă uitam acolo că s-a dezlocat o piatră și trebuie să o lipesc. Nu am mai avut decât eu. Eficiente. Încă sunt de țară. Thank you.
acolo. Și zi de gata. Dă-ți scate. Dă să dăm cu șampania. Dați cu șampania. Zi de gata până la nivelul ăsta. Altă piatră spălată. Abia am terminat-o pe aia. Am golit acolo așa. Și... da, e da, și da, da, iar da, aici am două plăci, deoarece și fiindcă am decofrat cam proaspăt, având în vedere că e și răcoare, mai frig, mai umed, nu apucă să se usuce așa bine. Și dacă îl decofrezi mai forțat, au plecat astea două pietre, dar sunt reparabile. Nu. Astea două. Nu e ceva grav. Le-am proptit să nu mai fugă și data viitoare le prind și de desubt acolo unde vin reazemurile. Da, deci în condiția asta va rămâne zidul peste iarnă. Comisia formată de inspector șef Bișoan Havanez. Cum e Bișoan? Ce zici? Merge? E bună treaba făcută de tati? A făcut treabă bună aici? Momentan nu a țâș nici mic pe el, da, pe zi, deci la momentul în care va face primul țâș îmi dau seama dacă nu va face, înseamnă că e mulțumit. Și doamna coordonator de
pietre spalate, cărate și aranjate, a supravegheat o parte de zid și cratița cu mâncare. Că azi nu am urcat decât de mic dejun. Deci ne-a prins seara dând în grabă să terminăm astăzi, că trebuie să și plecăm spre casă. Adică spre București, că tot acasă suntem și aici. Acesta este zidul din spate. Parcă ieri eram la faza de săpat. Am ajuns la partea de final de sus. Continui din primăvară de aici până la stâlp. Dar asta între alte videouri. Dacă vremea va fi una prielnică pentru beton, ciment și muncă cu apă, am de gând ca în toamna asta să termin și partea de sus, rămânând ca la Cijmea să fac în primăvară. Am pregătit acolo pietrele, voi face din pietre rotunde de râu, partea de sus va fi o arcadă. Bun. Astea sunt lucrurile care le-am făcut astăzi. Mai departe, țineți aproape pe canal și vedeți cum mai evoluează treburile pe la căsuța de la țară, casa cu frasin. Da, trebuie să mă apuc să strâng, mâncăm și ne apucăm de strâns. Nu am mai filmat tot procesul de spălare betonieră, așa că aveți în celelalte videoclipuri și cred că sunteți la curent. Bun, vă mulțumim, nu uitați să vă abonați. Pe scurt, la fiecare videoclip vă voi răspunde celor abonați la comentarii. Am ajuns la 73. Vă mulțumim frumos. Apreciem și țineți legătura și ținem legătura în felul acesta. Seară bună!